Dragii mei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Am primit un pachet. Bineînțeles, cumpărat de pe EMAG. Așa, și vreau să vă arăt și vouă ce am aici. E pentru tataie. Am cumpărat pentru tataie pentru că, na, e bătrân și sărăcuțul. Sunt perioade când, na, o să vă explic imediat ce îl desfac. Da, acum vreau să vedeți și voi când îl desfac, că poate, cine știe, poate și voi aveți bătrâni sau persoane cu probleme sau cine știe ce situații, nu știu, n-am de unde să știu, dar pentru că așa e viața, nu sunt toate roz, cum ne-am dorit noi, pentru că nu sunt. Eu am găsit soluția asta. Măi, potoliți-vă, măi, copiii, măi. Am găsit soluția asta ca să o... Stai cu minte, măi, fato. Tu nu vezi că tai aici? Ce crezi că fac? Ce crezi tu că fac eu aici? Mă joc? Uite la ea. Azi e soare, o da soarele și o ieși copiii la joacă. Adică cățelușile cu motanul. Mă, lasă motanul ca să-l omori. E să-l omori, mai fato, măi. Că el e mai bicisnic, măi, mai sensibil, măi. Așa. Uite așa, și iar așa. Măi, lasă gura, Arsica, ce ai pățit? Arsica, ce ai pățit, Arsica? Arsica, ce ai pățit, Arsica? Așa? Hai, dă-te! Asta e pentru tataie. El are nevoie. Bine, poate fi pentru oricine, dar eu l-am cumpărat în mod expres pentru el. Că eu pentru mine nu e necesar, că nu e necesar. Mă rog. Măi, dar de ce nu iasă, mă? A, e legat de fundul. Mă, stai cu minte, mai fato. Aha, punga este prinsă în fundul cutiei. Ușurel, mă. Că se dezintegrează. Mă! Hei! Te-ai necat? Doamne, păzește-mă. Așa. Ia să vedem ce e aici. Am comandat la EMAG un WC-ul. Un WC-ul portabil, pentru că tata e bătrân și nu mai ajunge la toaletă. Adică ajunge, dar când plouă tare, când e polei, eu știu, vine iarna acum. Când. Așa arată. Stați ușor că nu fac numai hârtii pe-n curtii. Așa. Deci așa arată el. E foarte ușor. Acolo scrie că are 3 kg, dar nu are 3 kg. E un plastic din ăla moale, foarte, sper că foarte rezistent, că eu am din plastic multe, multe chestii. Și castroane și farfurii și e un plastic moale, ăsta care sper că rezistă. Dar nu o să-l trântească nimeni, Doamne ferește. Nu e de trântit. E chestia că sunt situații când... Mă rog, eu vorbesc în numele lui tataia acum, când îl înghesuie rău chestiunea și, na, și fiind el merge destul de greu și acum fiind în casă și fiind, vine iarna, vine, a fost câteva zile, a plouat continuu, deci se îngreuiază treaba și 87 de ani nu sunt ușor de dus în cărcă. Na. Și el m-a purtat pe umeri când era mică, copilă. Și acum s-a învârtit roata. Trebuie să am și un pic de grijă de el. Chiar dacă am dat aproape 3 milioane, asta e. E un WC special construit pentru mers cu cortul, pentru tot felul de chestiuni. Pentru oameni care nu se pot, ca în cazul de față, pentru copii cu dizabilități sau persoane cu dizabilități, pentru copii cu probleme, pentru tot felul de chestiuni de astea.
pentru rulotă, pentru, mă rog, camping, pentru... Deci este o toaletă mobilă. Un WC mobil, dotat, pentru că așa puteam să fac într-o căldare și asta era, dar nu. Nu are aceleași chestiuni. Nu-i la fel. Asta aici. Așa. Stai cu minte, măi băieți. Am intrat în cutie, mățul ăsta. Aici are un capac de WC normal, ca și cel real. Ca și WC-ul care e WC-ul la baie, cum ar veni. Bine, noi fiind la țară,